Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună, Laura? Da, eu sunt. Bună, bună și ție, bună și doamnei Daniela. Bună ziua! Sunt o fană a emisiunii, urmăresc de la primul sezon. Mulțumim frumos! Suntem toți din casă niște simpatici, dar aș vrea să nu mai fiți așa răutăcioși și unii cu alții. Încercăm. Ce să zicem și noi? Doamna Daniela, Da. eu nu vă înțeleg atitudinea. Sunteți, păreți atât de bucuroasă atunci când Oana este atacată, încât nu pot să-mi explic această atitudine a dumneavoastră. Nu sunt, să știți că așa De poate mă fiecare vedeți. dată, păreți toți că jubilați când ei se ceartă, când Oana și Viorel se ceartă sau când au divergențe. Eu nu am treabă cu Ana, doamnă. Nu știu ce să zic, de pe televizor și de pe antena Play se vede altfel. Nu știu ce vedeți dumneavoastră, eu nu am treabă cu Ana, nici bună ziua nu-mi dă, așa că... Și tu, Laura, Da? ar trebui să fii mai rezervată. Tu ești tot timpul umbra lor, a Oanei, a lui Viorel și a doamnei Aurica. Imediat cum am observat o chestie. Imediat cum se ceartă ei, tu apari în peisaj. Nu este Imediat adevărat. Oana zice că doamna Aurica o machieze, o gâdi, lăsați că o să fie, că o să dreagă. Eu nu simt atitudinea. Uite, Da. Alin nu place. Eu ți-aș recomanda să faci un cuplu cu el. V-ați potrivit foarte bine. Da. Amândoi sunteți profesori, adică chiar v-ați potrivit. Nu înțeleg ce mai așteptați. O să vedem. Deocamdată suntem amici, se știe, ne înțelegem foarte bine. Da. Bine, mulțumim. Bine, succes La în continuare revedere. tuturor. La revedere. La Mulțumim revedere. frumos, la Mulțumim. revedere. Stai, chiar nu e glumă, site-ul de porno a mers să fie bătați doar una. Mai citiți și dumneavoastră că poate, uit. Alo? Bună ziua, doamna Daniela! Bună ziua! Da? Am și o rugăminte. Da? Îi transmiteți lui Traian și doamnei Iuliana și Corine implicit Da? că domnul Traian este bine, a fost în Germania, Da? este în Franța acum și a vorbit cu noi pe grup aseară, cu fetele. Nașa lui este bine, că știu că așteaptă multe informații de afară, de la cei care ține foarte mult. Da, o să-i transmit. Am văzut că are o stare, Traian, Da. cam plictisit așa și poate îi dă o stare mai bine acest telefon, Da. acest mesaj. Așa este. Îmi place de Alin că a început să-și mai revină, nu mai este așa de Da. morocănos. Bine, mulțumesc. Aseară, dimineața, m-a amuzat foarte mult chestia cu uscătorul de rufe. Cu Mulțumesc. Raymond. Foarte, foarte frumos că vă înțelegeți cu toții bine. E o armonie foarte frumoasă când vă înțelegeți toți bine. Da. Și Încercăm. îi mai spuneți lui Traian să nu mai ia în considerație toate mesajele care vin de afară. Și asta e valabil și pentru dumneavoastră și pentru toți. Nu toată lumea gândește la fel. Nu toată lumea este Da, are aceeași nu toată părere. lumea ne iubește. Da, așa este. Nu, dar nu e vorba. Sunt răutăți, sunt oameni care, nu știu, care au o răutate așa în ei și dumneavoastră, concurenților, vă dă o stare Nu mai găsesc poza cu noi. așa, de nu vă simțiți bine. Știu că Sunteți și o Alin. susținătoare de-a lui Traian, ca să-i spun? Exact. Da. Da, mă numesc Angela. Da, Să-i bine. spuneți Da. și ei au mai auzit de mine. Da, bine, bine. Suntem din grupul Îngera și știu ei despre ce vorbesc. Da, da, Da? da. Da, Bine, bine. haideți La să vă las, da. să nu stați să le transmiteți. Da, da, da. Mulțumesc mult de tot. La La revedere! revedere, la revedere. La revedere. Cu site-ul chiar nu este glumă, nimeni nu a putut să fie votat în afară de Oana și Oana, mai zic și eu. Mai este demandată, nu? Alo, bună ziua! Alo? Da, bună ziua! Sunt în direct? Da, sunteți în direct, doamnă, spuneți.
Aș vrea să vă spun, să-i spuneți Corinei și lui Trian că îi susțin foarte mult și îi sunt foarte dragi și vă pup și pe voi. Sunteți niște drăguțe. Mulțumim frumos! Și să ne spuneți că au foarte mulți susținători și voi să nu vă mai certați între voi. Vă rog frumos! Da, bine. Pentru că se vede foarte ure. Doamna Daniela, sunteți o scumpă. Vă iubesc foarte mult. Mulțumesc. La fel, mulțumesc. Să avem grijă de dumneavoastră și să fie mai multă veselie în casă. Sunteți niște scumpi toți. Noi încercăm, dar cât putem. Și vă rog frumos să evitați orice discuție și fiți mai veseli, mai, că este o competiție, un concurs. Fiți mai... mai cu viață. Acum începe, domnișoară, competiția de bea, acum începe. Fiecare da, o să retragă câte doi, o să vedeți. Da. Au și început. Da. Încercați, nu știu, nu mai fie certuri, pentru că se vede foarte urât și nu știm, pur și simplu se vede foarte urât. Încercați să evitați asta. Da. O să încercăm. Bine. Mulțumim. Cu plăcere. La revedere. Mai este adevărat, ești mereu lipit când ești ceartă. Asta-s prostii. Alo? 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 Da. Bună ziua. Bună ziua. Sunt în direct la NBC. Da. Bună ziua, doamna Daniela. Bună ziua. Bună, Suzana. Mami! Ce faci, română? Nu mi-am dat seama, eram atentă la internet. Copilul meu iubit. Florina plecă la Severin. Am auzit. Trebuie să citesc așa. Da, urgență. Ce s-a întâmplat? Ce faci, copilul meu? Ce faci? Ce să fac, mami? Bine. Să știi că am vorbit cu Aurelian. Mă bucur. Da. Unele chestii se pot, unele nu pot să-ți spun acum. Da. Ce să spun? Deci tu ești bine, totul bine acolo. Deocamdată este bine, imediat. Dar cum a fost copilul meu în parc? I-am dat mai târziu drumul pe Antena Play și nu știu. Mami, a fost bine, cu surprize. O să vezi materialul. E surpriza plăcută? Da, a venit admiratorul meu, Badea Mihai. Da. Știu și eu ceva așa despre el, că mai îmi spune Florina. Dar tu știi că Florina e foarte rea și nu spune chiar tot ce se discută pe internet, prin grup. Ce să spuneți? Întreabă-mă ce vrei, acasă e mami, totul foarte bine. Mami, voi sunteți bine? Spune-mi, te rog frumos, ce face tati, ce fac Lady Max? Toți suntem bine, și tati, și căței. Mâine sigur? Pun pachetelul la poștă cu poze care mi-ai cerut. Da. Ce să-ți mai spun altceva? Sunteți bine toți, sigur? Toți. Cristina, ce face Cristina? Mi-este foarte dur de Cristina și de Alina și de Iulie. Alina face foarte bine, mai devreme a vorbit... Da, vorbesc cu ea pe net. Așa, la Cristina e o mică problemă, nu pot să-ți spun. Dar cred că îți dai seama. Este supărată pe mine? Nu, pe tine nu. Are ea o mică problemă. Am vorbit cu mătușa ta. Da? S-a rezolvat. Da? Spune-mi, are Cristina vreo problemă de sănătate? Este bine? Deci te rog să nu mă sperii. Nu e de sănătate, stai liniștită că nu e problemă bine. De sănătate. Același probleme care le are ea mereu. Da, okay. Copilul meu, da. Bine, să-i spui că o pup și că mi-este foarte dor de ea. Așa, copil, ce să mai întreabă-mă, ce mai vrei să știi? Nu mă așteptam să intru în direct. Mami, greșesc cu ceva, mă compor bine, spune-mi sincer, dacă greșesc copilul cu ceva, să-mi spui. Copilul meu, te comporți bine, dar îmi pare rău că, uite, cum să spun eu, faptul că stai mereu cu Ana și cu doamna... O să mă mut de la buget, deja am vorbit cu Ana, nu este o problemă? Nu știu de ce dă așa de rău, că eu știu că ești o fată bună și nu, niciodată nu te-ai gândit la chestii urâte sau ceva de genul ăsta. Acum, dacă nu te superi chiar, vreau să-ți zic ceva, să spun o părere. Hai, spune, orice... Dacă nu te superi pe mine, nu, că știu că te... Nu, așa, eu ți-aș recomanda, dacă Alin te place, să încerci măcar să-l cunoști, copil. Deci eu îl văd pe Antena Play, e un băiat minunat, un băiat cum așa, nu știu, mai rar întâlnești, cu o educație bună, respectuos, cu bun simț, deci tot ce vrei are băiatul respectiv. Da. Mami, primesc foarte multe mesaje cum că site-ul de votare nu merge, nu pot fi votați decât Oana și Vio, este adevărat?
Da, fii deci sinceră. Florina, da, și Florina a văzut așa ceva. Din păcate, nu știu, să nu se supere Oana, dar așa se vehiculează pe internet. Nu o să se supere Oana, dar lumea trebuie să înțeleagă că nu este vina lor. Nu știu dacă este adevărat nu sau este nu, dar nu e nicio vină. Laura, tu să le spui în casă așa, este un război groaznic, înjositor, n-am cuvinte să spun de urât și de urât, ce urât se vorbește între fanii fiecărui grup, ca să zic așa. Eu știu că ei n-au nicio vină, să nu dea crezare, deci sunt unii foarte răiți și vorbesc urât și asta îi afectează și pe cei din casă. Ei trebuie să se înțeleagă toți bine că, nu știu, să nu dea crezare la ceea ce se vorbește afară. Mami, vă pup și vă iubesc mult, așa îmi este foarte dor de voi. Câteva vorbe și lui doamna Daniela. Chiar te rog. Da. Da, bună ziua, doamna Daniela, să știți că eu v-am plăcut foarte mult și eu și Laura dinainte de a intra ea în competiție. Am o impresie foarte bună despre dumneavoastră, sunteți o mamă perfectă, pot să zic, din punctul meu de vedere, ca mamă. Și aș vrea să-i transmiteți lui Alin, că am văzut că vroia să știe când a primit Laura pachetul, vroia să știe ce impresie am despre el. Da. Da, și să-i spuneți că am cele mai bune impresii. Doar un lucru, un mic, un mic amănunt. Să știți, cred că ați și observat că Alin o place, sau cum să zic, da, a da, plăcut-o, da. A vrut, a încercat. Dacă Laura, atunci, nu știu... Să vă spun eu ceva. Dacă vrea o fată cu minte, Alin, așa, să insiste, pentru că o fată cu minte niciodată nu va face avansuri sau nu va sări pe el, ca să zic așa în termen popular. El să insiste pentru că o fată cu minte asta vrea. Niciodată nu o să-i dea de înțeles că îl place, are o reținere. Da. Eu știu chestiile astea, dar el dacă insistă, eu așa cred părerea mea. Să nu Mami, nu te bagi! Ai, mă, copilul! Da, gata, mulțumesc! Crede-mă, Laura, că este un băiat minunat, mulțumesc. Crede-mă! Lăsați așa, da, nu pot să de la play. O să sunt, dacă o să se placă amândoi... Nu știu, părerea mea, că se, deci au foarte multe lucruri în comun. Poate ea nu-și dă seama, Laura, poate nu-ți dai seama, dar foarte multe lucruri aveți. E altceva când stai și privești și studiezi oamenii. Deci de pe Antena Play îți dai seama că noi care privim avem impresii exacte despre fiecare. Toți concurenții sunt buni, au momente când mai răbufnesc așa, dar din cauza stresului acumulat de atâta timp, dar în rest eu îi văd ca pe niște copii buni. Eu nu cred că sunt răi. Da. Bine. Altceva ce să-ți mai spun? Poate mai vrea și altcineva să da, intre. Pare da, rău că v-am ocupat mai mult. Încă o dată, sigur sunteți bine toți? Toți suntem bine, copilul meu, ai toată încrederea în mine, că dacă e ceva, zic. Mă bucur că ai vorbit cu Aurelian, te rog frumos să intri, de fiecare dată când este la DJ, te rog frumos să încerci să intri și să mai spui și mie cum este familia mea, ok? Fetelor mele să le zic că le pup și pe vecina și pe Dia și pe toată lumea. În fiecare duminică am intrat. Asta spun, are Tina Antena Play și te privește, știi ce vreau să zic? Cine? Tina, super, Tina, te pup mult de tot și pe tine și pe toată gașca ta, suntem niște oameni extraordinari, știi foarte bine la ce mă refer. Da, 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 așa este. Vasilica, te susține și ea. Mă bucur. Da, am mai vorbit Florina cu ea. Să-i zici că o salut. Da, am să-i spun, am să-i spun. În rest, toate sunt bune, crede-mă că nu, nu este nimic, să nu te îngrijorezi. Bine, mami, încă o dată. Încă o dată vă pup. Să-ți cont de părerea mea, te rog, copil. Bine, știi că, bine. Bine, să-i transmit. Te pup și te iubesc. Spus, Alin, că am văzut okay. Chiar vroia să știe părerea bine, mea. Bine, o să-i zic, bine, îmi pare copil. Rău, trebuie să închidem pentru că nu vreau să creadă lumea da, că profit. Da, copilul meu, bine, bine. Te pup. O zi bună în continuare. Să fiți bine toți, doamna aveți grijă de voi. Mulțumim, mulțumim. Pa, la mare. Pa, amândouă. Pa, pa. Pa, pa. Mai citești dumneavoastră? Da, da. Vezi, am de Lidia pe ei, ca să vorbești cu sunarul. Am vorbit cu Lidia deja. Da? Da. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Noi suntem doamna Daniela și Laura. Cu cine ați dorit să vorbiți? Ana din Craiova sunt. Bună ziua! Și sunt susținătoare Raimund Constantina. Da. Și aș vrea să vă transmit chiar și dumneavoastră multă, multă răbdare și multă putere. Mulțumim! Să fiți alături de copiii noștri. Eu sunt, doamnă. Îi doresc lui Alin da. să-și găsească fata pe care are... Și-o dorește el, este da. Bună pentru el și-o dorește. Da, mulțumesc. Laura, dacă simte ceva pentru Alin, s-ar potrivi, dar este simplă alegerea ei și nu poți să te bagi în sufletul omului. Da, da. Și să-i spune lui Tina și lui Raimond să mai lase puțin încăpățânarea
și orgoliile că nu fac bine. Da, eu le spun întotdeauna dacă... V-am văzut și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Cu plăcere, n-aveți când. Eu sunt doamna care am fost la hotel cu dumneavoastră la munte, dacă vă aduceți aminte de mine. Da. Noi am fost acum într-un parc. Știu că a fost un parc. S-au întâlnit Raimond Constantina cu susținători. Cu o parte dintre fete știu. Da, eu nu sunt din București, sunt din Craiova. Uh-huh. N-am reușit să vin în parc. Oricum, eu vă urez la toți mult succes. Să câștige cine este mai bun. Mulțumesc. Iar copiilor mei să le spuneți că am sunat. Și că mi-este dor de ei și cu prima ocazie când veți fi într-o ieșire de lungă durată, o să fiu iarăși alături de ei. Da, bine, mulțumim, mulțumim. Vă mulțumesc mult de tot și eu că le transmite da. Și vă urez în continuare succes și multe baftă. Cu siguranță. Vă las să mai vorbiți și cu alții. Da, mulțumim. Vă pup. Mulțumim, la revedere. Mulțumesc, Laura. Corine și lui Traian că-i susține, mă să ne zic. Păi pe gri, alo? Pe Maria, Andrei și Cristi. Alo? Bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cu cine vreți să vă... Cu Laura și cu doamna Daniela. Da, doamna, noi spuneți. Suntem. Spuneți! Alo? Alo, da, noi vă auzim. Doamna Daniela? Da. Doamna Daniela, să știți că vă admir. Mulțumesc frumos. Suntem susținătorii lui Laur de la Călăraș. Da. Ai că am supărat. Azi e supărat că a primit niște țigări, am auzit. I le-a luat staful. Așa, el este un copil bun, dar știți, până se acomodează. Da. Mama nu a fost în competiție. Cu Alin se înțelege foarte bine. Eu vă admir pe dumneavoastră ca mamă. Și pe Laura. Mulțumesc frumos, doamne. E o dulce, e o scumpă. E bine că e curajoasă și poate să vorbească. Îmi place de dumneavoastră că vă spuneți părerile. Uneori nu e bună cerea întotdeauna. Și aș vrea să îi transmiteți la Orințiu că familia e alături de el. Da. Că îl iubește, că îl susținem. Și să fie mai vesel. Da. Vă rugăm din suflet, doamna Daniela, să-i transmiteți că dumneavoastră sunteți mamă. Da. Și știți ce înseamnă copilul să fie singur în competiție. Să fie mai vesel și să se ducă și el la cumpărături, poate mâine. Este mai vede, mâine. Mai lumea. Mâine iese la cumpărături, Laur. Foarte bine, ca să poate și ieșirea, și pentru el, nu mai stat în casă acolo, a mai trecut și prin momente grele. Da. Noi vă susținem, ne uităm pe Antena Play la dumneavoastră, vă admirăm, dumneavoastră și cu Laura sunteți între cei care îi admirăm. Așa este, fiecare cum simte și admiră concurenții. Mulțumim. Vă urăm mult succes. Copilul dumneavoastră să-ți găsească alea asta. Nu da. Se știe unde este. Sim. În jurul lui poate. Cu siguranță o va găsi. Să fiți senină și Laurei mult succes în viață. Mulțumesc mult de tot. Dată, vă rugăm din suflet să-i transmiteți și lui Laur. Să fie mai vesel și să se ducă și el la cumpărături. Să fie tare că Călărașul susține. Da, mulțumim. O zi bună. La revedere. Ai găsit pentru toți mesaje ca să le transmitem, da? Eu încerc la toți, pentru Grigore, pentru toți site-uri, toți trimit poze că a fost blocat, ați văzut. Da. Alo? 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 Da? Bună ziua? Antena, mireasă văzuțiul meu? Da. Suntem da. Doamna Daniela și Laura. Și Laura, doamnă, bună ziua! Bună ziua! Era în... discrepanță timpul. Dar, în primul rând, vreau să urez doamnei Daniela succes în continuare în concurs. Vreau să fie alături de fiul dânsii și de ceilalți concurenți care sunt în casă și fetele mai ales care da. Sunt singure și au nevoie de ajutor. Mulțumesc! Cu un sfat, cu o legătură, cu, mă rog, să le spună cum să gătească, cum să mănânce, cum să se poarte, pentru că le au mare nevoie de lucrul ăsta și că trebuie să
să fie în... Care în vor să stea pe lângă mine să mă întrebe, doamnă, să știți că eu le ajut cu ei. Asta e, dar cum e, ele sunt mai așa, mai trebuie strase și de mânecă, că nu e bine. Nu, că și ele sunt fete care știu să gătească, știu să... Da. Și eu nu eu mă... Da, Ana Tudor, nu mă bag... Am văzut, dar e bine să și mai le trageți așa de mânecă, să poată facă mâncare acolo și să fie gospodine. Să fiți în continuare... Succes dumneavoastră și fiul noastră. Mulțumesc. Și Dumnezeu acolo sus lucrează și probabil aveți un pic de fericire și bucurie. Da. Înainte de Paște, sigur. Da, da. Așa, Laura. Da, da. Ești o fată deșteaptă, ești o fată frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru cuvinte. Vorbești, poți întreți o discuție, o conversație, poți să fii alături de cine este în competiție. Rugămintea mea este pentru a-ți lăsa imaginea așa frumoasă și pură și așa. Poate totuși atunci când ești împreună cu Silvia, încerci, mă rog, poate din copilărie, din nu știu ce, dar știi, se vede urât când îți pui mâna pe la valieră, când mai vorbești, când mai nu știu ce. Da. Lăsați chestiile astea că se văd urât la Antena Play și nu îți fac bine, chiar dacă... Și tu ai spus și noi am vrut să apreciem treaba asta că ești neutră, dar te-am rugat nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Da, eu am încercat, credeți-mă, în această competiție este foarte greu să fii complet detașat, dar eu am încercat să nu mă implic, înțelegeți, cât am putut eu. În general, dacă am putut să ajut, să știți că am încercat să ajut, nu să fac un rău, vă zic sincer. Da, nu, păi, zic, e foarte bine să faci, mai ales că acum suntem într-o perioadă foarte frumoasă de mă rog, să nu facem rău, să nu ajungem să ne certăm. Deci perioada asta până în Sfintele Sărbători de Paște e așa de importantă pentru orice creștin și te-aș ruga să fii mult mai atentă la detaliile astea, pentru că fiind așa o fată bună și frumoasă și cu multe așa, nu știu cum să spun, ești, mă rog, o fată de culoare. Cum s-a spus. Vă mulțumesc mult de tot pentru cuvinte. Ne bucurăm că au apărut în această emisiune și figuri noi care ne fac plăcere. Ce rugăminte mai am eu la tine, Laura, da? Dacă nu te superi. Să transmiți tuturor concurenților multă putere, putere de a rezista acolo, să fie mai puțin nervoși, să te înțeleagă și să jucați. V-am învățat profesoara de sport atâtea lucruri frumoase, să faceți joculețe cu scaunul, cu vânătorii, cu nu știu ce, faceți-le fetelor și băieți că e păcat de voi, vă plictisiți stând în pat și atunci normal că începe și mica cleveteală și nu ies bine. Și în al doilea rând vreau să te rog să nu te superi și poți să-i spui Ioanei că când a primit pachetele alaltăieri, nu ieri, ci alaltăieri, vineri, s-a luat camera de pe ei și nu am văzut, mă rog, au fost niște mici atenții, niște icoane și nu s-a, camera s-a mutat pe altă pereche și nu am văzut dacă a primit sau nu. Vreau numai să confirme pe Antena Play, bunica sunt Mihaela și Mihai, dacă au primit acele icoane sau nu, atâta vreau să spun. Și în continuare de sărbătorile de Paști, probabil că aceleași mici atenții cu, împreună cu icoana să vi le trimit și vouă celorlalte fete și mame, bineînțeles. Bine, eu vă doresc succes în continuare, să vă iubiți mult și dacă vreau să spun că să știi că se au că vor mai intra băieți. Dacă nu, totuși poate te reorientezi spre drăguțul și bine, mă rog, așa, un băiat finuț Alin. Deci asta e o recomandare, dar asta numai tu hotărăști. Mult succes bine, în continuare și vă las. Mulțumim, o zi bună, la revedere. La revedere, doamnă. Aici, că Oana stă departe de Oana, e doar pe interes și copii au făcut copii pentru care casă, mașină și bani. Mm. Tipicul. Mm. Vă salută pe dumneavoastră. Andreea Cristache, mulțumim. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Viața pentru fiul meu? Da, da. Da? Doamnă, spuneți. Spune. Putem să intrăm în direct? Da. Da, da. Laura și doamna Daniela.
bine, vă mulțumesc. Alo, spuneți. Bună ziua. Bună ziua. Doamna Daniela? Da. Alina, mă numesc. Bună, Laura. Vă sunăm de la Madrid, de Spania. Bună ziua. Ne bucurăm să vă auzim de departe. Da, vă mulțumim. Ne bucurăm și noi. Vă vedem pe Antena Play în fiecare zi cât putem. Dar, nu știu, cel mai puțin vedem pe Oana și Viorel. Noi pe ei susținem. Laura, nu știu ce să zicem. Nu știu cât ești pe ei, cât nu ești, cât ești împotriva lor. Noi sperăm să fii totuși de partea lor. Doamna Daniela, dumneavoastră, nu știu, răutate multă, așa vedem noi. Da, bine. Sunt curioasă dacă ar fi făcut Oana un cuplu cu Alina și reacționat la fel, nu știu. Aveți foarte multe lucruri împotriva Oanei. Așa vi se pare, dumneavoastră? Nu mi se pare, pot să vă dau și câteva exemple. Noi vedem să știți, chiar dacă dumneavoastră credeți că pe Antena Play se arată altceva. Deci Oana și Viorel sunt cei mai puțin dați, chiar cel mai puțin dați. Da. Tot timpul cu la valiera, aveți ceva împotriva ei. Tot păi nu știu dat. Ce vedeți, păi dacă nu o poartă, da. Nu o poartă, azi, domnișoară, nu o poartă. Dar este singura din casă care nu poartă la valiera. Vin mesaje, citiți mesaje pentru Constantina, că nu poartă la valiera și merge și o bateți pe umăr și spune din șoaptă, Constantina la valiera. De ce nu sunteți doamnă la fel cu toți? Bine, mulțumim. Știți că Oana cu Viorel îți certați și în ziua de azi? Păi atunci și mă luați pe mine. Bine, la revedere, bună ziua! Vreau să zic, mi se scrie pe Facebook să răspund tuturor. Sunt foarte multe mesaje, încerc să răspund la toată lumea. Ce să zic? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Andreea din București sunt. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă zic să nu mai râdeți, că vă place așa să vedeți când se ceartă Oana cu Viorel, nu râdeți într-una. Bine, mulțumesc! Nu așa și... Laura! Da, spuneți? Vreau să-i transmit Oana și Viorel să nu se mai certe și când se ceartă să-și asume amândoi materialele, să nu mai se vină unul pe altul. O să le zic. Te rog frumos! Ok, doamnă! Domnișoară, mersi frumos! Mă scuz! Ok, la revedere! Alo? Alo? Da, bună ziua! Doamna Daniela? Da? Sunt o susținătoare a cuplului Corina Traian. Bine, să vă arăt poza asta. Da? Și vreau să le... Mă numesc Georgiana din Moreni. Da. Sunt fetița în cărucior. Ei au o poză cu mine. Da. Mă știu. Da, da, da. Știu că iubim și îi susțin. Da. Să nu mai ceară eliminarea. Eu știu că nu e greu, dar e greu acolo. Da. M-am atașat tare din ei. Da. Și eu știu că nu e greu, dar e greu acolo. Da, am să le transmit. Din Moreni? Sunt foarte emoționată. Da. Da, din Moreni. Da. Și îmi spune că grupul Suflete Pereche, Îngerași și Iubărești, îi iubește mult. Da. Care susținătoare mult. Da. Dar nu să mă ceară afară. Ei mă știu, le spuneți că au trimis de grupul Suflete Pereche un album. Și e poză cu mine. Da. Și ei m-au ca nume Georgiana Scumpica, dacă țineți minte. Da. Bine. La sunt revedere. Foarte emoționată. Bine. Și noi, să știi. Credeți-ne, este foarte greu să ținem pasul și cu telefoanele și cu internetul. Precizez încă o dată, încerc să răspund la toată lumea cât pot eu de prompt. Mult să le transmitem lui Corina și lui Traian. Da, le spunem. Le transmitem. Mă bucur că v-am auzit, că de mult încerc să vă sun. Și nu știu, sunt foarte emoționată. Nu mai pot vorbi. Victoria Horona, mulțumim. Mulțumesc în numele Doamnei. Eu sunt la recuperare, dar vă urmăresc în fiecare zi. În sănătoșire grabnică. Fialin e un băiat foarte drăguț. O să găsească jumătatea. Da. Deci mie este drag aproape de tot. Cu siguranță. De Corina și Traian. Cel mai mult. E foarte
Nu știu, am un drag de ei, dar nu mai pot. Da, bine, mulțumim, la revedere. La revedere. Rămân, să nu uită. Da, nu uit, nu uităm, nu, nu, nu. Aisha, spune te rog, îmi pare rău că nu am ajuns în parc. Da. Eu încerc să răspund la toată lumea. Pentru cei care au scris mesaje, mai alo? Să repete. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, Mihaela Salaru sunt. Sunt Nașa Cosmice Traian. Da. Doamna Daniela, da? Da, da, doamna Daniela, da. Vă felicit pentru tot parcursul dumneavoastră. Mulțumesc. Nu luați în seamă mesajele negative, nu se vede răutate la dumneavoastră. Ne bucurăm că sunteți alături de doamna Iuliana și că vă înțelegeți. Nu dumneavoastră, da, 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 vă aud, vă aud. Îmi dați seama. Așa. Transmiteți-le că îi urmărim și le suntem alături și ne-a plăcut tot ce au făcut ei ieri și în pauza dintre gale și aseară. Și în orice decizie iau, noi le suntem alături. Da. Deci nu așa. Așa. Eu sunt așa, da. Da, 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 da. Dăncica. Așa. Iar pentru Laura... E o fată frumoasă, cu minte liniștită și dacă crede că poate încerca o relație cu Alin, de ce nu, că sunt frumoase, se potrivesc, iar Alin este un băiat cu principii, un băiat bine crescut și nu are ce să nu-ți placă la el. Cu siguranță își va găsi. În orice caz, amici suntem cel puțin, ne înțelegem bine, acum ce-o fi, o fi. Totul se va decide pe parcurs, nimic... Da. Și într-adevăr se fac strategii pe afară, sunt diverse presiuni, poate mai mult decât vă dați voi seama în casă, dar fiecare să se asume materialul și încercați cât de cât să detenționați și să nu mai puneți amplificați fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire, uneori prea bine, nu dumneavoastră, doamna Daniela sau Laura. Vorbesc în general ca voi în casă. Trebuie totul să vă gândiți că fați acolo în casă și... Adică asta ați dori să le transmite și celorlalți. Da. Și să încercați să faceți viața ușoară, să... Ați știut când ați intrat, dar nu știți când ieșiți. Da, așa este. Și încercați să vă faceți viața frumoasă. Și să le transmiteți Cornei și Traian și doamnei Iuliana, că îi rupăm, îi iubim toți. Toate grupurile, toți susținătorii, că sună numele tuturor. Mă urmă să se împace cu Florii, am mai zis. Okay. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, doamna Daniela! Da? Să știți că vă susțin foarte mult de când ați intrat în competiție. Îmi place foarte mult de dumneavoastră. Nu știu cum vă comportați și aseară când lansați cu Grigore. Nu știu, mai lăm așa o mamă ca dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Să nu luați în seamă tot ce se scrie și tot ce se spune despre dumneavoastră. Cine vă susține, vă susține așa cum sunteți. Și nu știu, pentru Alin, sigur o să-ți găsească. Laura nu trebuie să fie forțată. O pup și pe ea. Vă pup și eu, mulțumesc mult pentru cuvinte. Așa și, nu știu, Georgiana, na, nu cred că se potriveau. Dar oricum, mi-a plăcut gestul care l-a făcut Alin și a luat inima în dinți, ca să zic așa. Da, Georgiana era o fată ok, să știți, o fată veselă, o fată care s-a împăcat da. Cu Alin, foarte, s-a înțeles foarte bine cu Alin. Da, și nu am nimic cu nimeni din casă, fiecare are o părere despre fiecare, dar v-am spus, Rei și Tina se ceartă, se împacă, oricum afară o să fie mult mai bine. Așa este, afară va fi altceva. Da. Aici. Laura, te pup și pe tine. Vă pup și eu, mulțumesc. Și să fii mai, nu știu ca să zic așa, poate e mult spus tu pe istă, să fii așa mai... Eu încerc să nu intru în conflicte, doamnă, pentru că odată ce intri în conflict în această casă, deci nu mai ieși. Înțelegeți? Da, sunt de aproape vârsta ta și spun să te distrezi mai mult, ca să zic așa. Fără jigniri și fără, dar prietena pe care o ai chiar ce se alături, așa se vede de afară și ai grijă cu bugetul. Da, știu, am tot auzit. Asta este. În orice caz, nu sunt absolut nicio umbră, nu am absolut niciun interes ascuns, dar asta este, lumea interpretează. Exact, exact.
Vă pup și vă las. Și noi. Să nu mai sunt telefon ocupat. Vă pup. Pa, pa. Mulțumim, la revedere. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Doamna Daniela, Laura? Da, da, noi suntem. Da, aș vrea să spun că sunt Cosmin de la Timișoara, susținătorul Oana și Vio. Ok. Aș vrea să le transmiți, da, să nu se mai certe atât, lui Vio să își recunoască seri greșelile de multe ori, să nu acuze pe Oana, să nu se îndoiască de că sunt foarte multe materiale în care se vede care dreptate și au fost acuzate pe nedrept. Ce e, Laura, ce să spun? Încearcă, știu că sunt mulți care spun să te depărtezi de Oana și de Vio, dar și de doamna Orica, dar nu cred că ar trebui, pentru că eu unul nu cred că încerci să te dai la Vio sau chestii. În niciun caz nu încerc să mă dau la Vio. Da, eu n-am văzut așa ceva la tine. Sunt foarte mulți, dar nu, e părerea lor, dar eu zic că nu este vorba de așa ceva. În niciun caz, nu. Ce să mai spun, să le transmite cele mai bune la toți. Brulei și Tina, eu am intrat și cu ei în direct acum, când au fost ei acum 2-3 săptămâni și le-am spus și lor să nu se certe, deci eu susțin pe Oana și pe Vio, dar ei se certă cam rău. De exemplu, a fost un material ieri în care s-a văzut că Rei a și bruscat un pic pe Constantina, care nu e un gest foarte frumos la un bărbat. În legătură cu site-ul vreau să intru, că asta m-a interesat cel mai mult. Da. Este adevărat că se poate vota doar Oana și Vio. Eu sunt în domeniul IT, am firma mea de IT, da, și ceea ce se vorbește acum toată lumea pe forumuri și în casă, acestea vorbesc cu oameni care nu au cunoștințe de IT. Ca să spargi un site, nu este așa de ușor. Și în plus, ca să se poată vota doar Oana și cu Vio, ar trebui să știe staff-ul. Staff-ul ar fi trebuit să facă asta și nu cred că le convine la cei care au emisiunea să facilitice voturi, pentru că ar pierde din telespectatori. Oana și Vio sunt foarte mulți susținători. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Eu, de exemplu, nu am votat pe nimeni înainte. Nu am votat pe nimeni și votez pe Oana și pe Vio acum. Și ca mine sunt mulți ani. Deci asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Că nu este așa ușor un site. Și plus că dacă s-ar fi spart un site, s-ar fi spart prima oară, dar a doua oară nu s-a mai fi spart. Pentru că astfel de lucruri se văd. Cei care au grijă de site-ul ar fi văzut. Da, ideea este că eu nu vreau să iau partea nimănui, dar indiferent de ce se întâmplă afară, cei din casă nu au absolut nicio vină. Deci, oricum, nu este vina nimănui, nici a Oanei, a nimănui. Da, zic, dar zic că pur și simplu sunt atât de porniți unii și în casă. S-a vorbit foarte mult pe tema asta, plus că Aurelian, de exemplu, spunea de un program că poți să controlezi un calculator de la o distanță. Ăla este un program care se poate găsi gratuit pe internet. Eu, de exemplu, în domeniul meu îl folosesc. Nu pot să spun numele că îi fac reclamă, dar în domeniul meu să-l folosesc, pentru că eu lucrez cu norvegenii și mă conectez aici la calculator din România în Norvegia. Ăla e un program folosit în domeniul IT. Nu este vorba de hacker, nu e vorba de nimic în asta. Deci vă spun de acum, în domeniul meu este foarte greu să spargi un site. Și mai ales să spargi un site să facă fie votați doar niște concurenți. No, în rest, ce să mai spun, sper să înțeleagă cât mai multă lume să nu se mai dea cu părerea despre voturi, pentru că sunt adevărate. Sper ca toată lumea să-ți vadă de propriul lor cuplu, ca să i-am zis și lui Rei și Tina, am vorbit frumos cu ei atunci, nu mi-au închis telefonul, am vorbit frumos și le-am spus să nu se mai certe nici ei, să-ți vadă și ei de cuplul lor. Andrei și Cristina mi se par că fac un cuplu foarte frumos, dar spune-ți lui Andrei să se mândrească cu ce are lângă el. Se mândrește! Păi da, dar e păcat că se ceată dacă se ceau o fustă mai scurtă sau un decoltăm sau nu știu ce. Aia e păcat, pentru că e ca și cum dacă are o mașină decapotabilă, o ține în garaj. Nu putem noi să ne băgăm în relația nimănui. Da. Nu, dar să le spuneți că sunt un cuplu foarte frumos, Traian cu Corina la fel, se înțeleg foarte bine, Grigore și cu Mariana sunt cam liniștiți, ar trebui să fie și mai activ. Și, dacă... Am tot văzut că sunt multe telefoane, să faci un cuplu cu Alina, asta cred că ar trebui să decizi doar tu. Exact. Doar tu, să nu fii forțată, tu știi ce e în inima ta. În rest, cele
mai bune și na, sper să vă înțelegeți toți în casa aia. Noi încercăm, da. Credeți-ne. Bine, la revedere. Pa, pa. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, doamna Daniela, bună Laura, sunt bună Gabriela ziua. Sunt o susținătoare Andrei Cristina, mă bucur mult că am apucat să intru în direct, mai ales că vreau să vă spun și dumneavoastră, doamna Daniela, v-am văzut puțin supărată de unele telefoane și îmi pare rău pentru că nu le înțeleg atitudinea unora vis-a-vis de dumneavoastră și Oana, în fond, dacă stăm să ne gândim, nu putem iubi pe toată lumea și nici viceversa, așa că, și chiar dacă dumneavoastră ați fi avut, să spunem, niște priviri răutăcioase sau ceva de genul, ei sunt subiectivi și dacă ar da puțin timpul înapoi, ați avea suficiente motive, că ați avut, Oana, au fost multe situații. Eu, din decembrie, să știți că n-am mai avut treabă cu Oana, nici bună ziua nu-mi dă și așa că păi, nici știu, nu râd, nici da. Ea a încercat să râdă de Alin la început, așa știu, că... Păi, tocmai asta, rău și... Corect, că poate nici mie nu-mi place Oana și nu pot să impun dacă cuiva nu-i place Andrei Cristina, nu pot impune cuiva să-i placă, așa că sunteți, îmi pare rău, mai ales că sunt subiectiv și chiar n-au dreptate, urmăresc emisiunea de la început da, și dacă s-ar da puțin timpul înapoi, ar vedea că ați fost o doamnă, ținând cont de multe lucruri care s-au întâmplat, așa că să fiți tare și sunteți o super mamă, da, o super păi dacă doamnă, Alin și... era cu Oana, să știți că pățea cum pățea și acum doamna Aurica. Îmi pare rău că spun. Nu, aveți dreptate. Îmi pare bine că să nu puneți la suflet. Dar nu pun, stați liniștită, că eu sunt foarte puternică. Nu mă doboară niște mesaje din partea Oanei, care scrie și aici văd că am citit pe... Nu, doamne, ferește, nu puneți la suflet, că sunt răutăți. Și Laura, la fel, aș vrea să spun că ești o super tipă, îmi place foarte mult de tine, ești liniștită, chiar ești imparțială, îmi pare rău de situația în care ești pusă, că ai picat undeva la mijloc, sper să fie bine, sper să rămâi în competiție, că merit. Eu încerc, chiar dacă nu s-am cuplu, sunt foarte multe lucruri. Sunteți susținătoarea lui Andrei și Cristina, da? Da, Andrei Cristina, chiar vreau să vă rog să le spuneți că suntem alături de ei, că iubim, indiferent de tot ce s-ar întâmpla, dacă o pot lăsa mai moale cu certurile, după cum se știe, în emisiune se dau doar materialele, acele în care sunt certulețe și chestii de genul și i-am rugat frumos, adică vreau să vă transmită, mi se pare nouă majoritatea susținătorilor, că Andrei poate ar vrea să spună mai multe în ultimul timp și mă simt că pare cum tace. Da. Acum, oarecum și noi am fi de vină, în ultimul timp i-am jucat cu sfaturi de genul, mai bine, lasă, nu te băga, vezi de treaba ta. Am fost ca niște părinți ocrătitori în ideea să nu fie afectat de mesajele negative ce l-ar fi putut primi. Acum, totuși, Andrei să știe de la început emisiunea că e genul de persoană care, când are ceva de spus, trebuie să spună ca să se simtă bine. Întotdeauna a fost un mult dreptăți, întotdeauna a avut păreri pertinente, bine argumentate și, totuși, dacă ați putea să transmite, dacă simte nevoia să vorbească și vrea să spună, că, să nu se gândească la noi. Noi îl susținem indiferent în tot, în orice ar face, în orice ar spune, să vorbească, că parcă îl vedem puțin, nu știu... stresat, frustrat din cauza asta, că poate ar vrea să spună mai multe și nu vrea, nu știu. Poate mi se pare doar. Da. E rest că te ține și Cristine, că mămica ei urmărește în permanență pe antena Play și cu ei foarte, foarte mult și că este alături de ei, mândră de ei. Nu mai sunt să le transmiteți că nu prea mai văzut pe antena Play în ultimul timp, nu știu ce fac, ce nu fac, dar ne pare rău. Acum n-au nicio vină ei. Și, Laura, te rog, dacă nu uiți un singur lucru, da? Au primit acum ceva timp o ramă, îți spun ție că poate fi tu un lucru de cale, o ramă din partea Valentinului din Milano. Da. Ei n-au poziționat bine acea ramă, o fotografie dinăuntru ar fi trebuit să le viteze. Ei au prins-o de un magnet de sus, nu mai are niciun farmic. Dacă le poți transmite chestia asta, te rog din suflet. Da. Da, atâta și nu mai țin, poate mai sunt la ceva, mulțumesc, vă pup și sunteți minunată. O zi bună, la revedere. Alo? Bravo, doamna Daniela, vă laudă lumea, eu mulțumesc da. La toată lumea. Am și eu răutăți vinți. Alo? 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 Da, bună ziua. Bună ziua, doamna Daniela, Laura sunt Alina. Alina, ce faci? Fata, mi-e doar de tine, deci nu mai pot.
De să nu râzi de mine, știu că poate sunt comică pe aici, nu știu, mi-e dor de tine și de toți. Nu, vreau să spun că afară ești susținută, că pui punctul de vedere. Îmi place că atunci la conflictul cu Georgiana ai ținut-o sus și tare de-a ta. Laura, dacă e nevoie, tu știi că te poți descurca, te rog frumos, dar să nu mai fii la buget cu Laura, dacă, na, să nu-i super, sau, na, cu Oana, scuze. Știu, eu știu ce vrei să zici, dar păi o să plec din această săptămână, deja am zis de câteva zile, i-am zis doamnei Aurica, asta este, am fost interpretată greșit, oricum, din moment ce au plecat deja Georgiana și Aurel, eu nu mai rămâneam, îți dai seama că eram în plus, acum rămân ei familia, ei trei. Da, tu știi să-ți faci de mâncare, tu te descurci. Ce să spun, mi-e dor de tine și să fii la ora 11 de seara pe Antena Play să-mi spui ce vrei ca, în pachet, să-ți trimite în pachet. Ce dorești tu? Vorbește deci, cu mama. Ai un grup de susținători afară, susținători, să-ți trimită pachet. Da, și tu nu mai știi la Antena Play ce vrei. Să zic ce doresc. Bine, o să spun exact când ies acum din emisiune, este bine? Da, toată lumea vine, te salutăm acasă, te pupă mari. Și eu pe ea și știi că eu când o să ies de aici stau puțin acasă și direct la Timișoara vin, știi chestia asta, am promis-o și Iulianei și acum îți promis și ție. Da, vorbim și cu Iuli, cu ea, o, s-ar putea să mergem să luăm cadou. Da, bine, bine acolo, tot e bine. Sunt bine atât cât se poate de bine, ce să zic, încerc să fiu tare. Îmi pare rău că sunt interpretată greșit, asta este... Deci, fii atentă, eu nu spun cu cine să faci cuplu, tu știi cel mai bine cu cine faci cuplu, dacă faci mă cunoști cuplu. Foarte bine și tu? Asta încerc să spun pentru că pe Facebook toată lumea a spus că mama ta tot încearcă să spună să faci cuplu cu Alin ca să rămâi în competiție. Da, nu este adevărat. Mamei mele îi place de Alin pentru că este un băiat sensibil, educat. Îi plac băieții liniștiți mamei mele și este și normal. Știu, Laura. Deci tu știi foarte bine ce ai de făcut, nu? Bineînțeles. Bine, doamna Daniela, vă pup, aveți un copil superb. Mulțumesc. Și foarte de treabă, și... să știi. Și, na, tu știi ce fac acolo. Bine, bine, te pup. Bine, mulțumesc mult de tot că ai intrat. Te pup, Laura. Hai, da. Bine, la revedere, pa. Doamna Daniela. La revedere. Piroi Gabriela, mulțumim pentru cuvinte. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt Oana, susținătoare Andrei și Cristina. Da, bună ziua, bună ziua. Spuneți! Aș vrea să le transmiteți că susținătorilor, cei care au susținut de la început și sunt susținători adevărat, vor rămâne alături de orice ar fi și vor vota necondiționat. Da. Și că iubim mult și ar trebui să nu mai fie chiar așa rezervat. Părerea mea este asta. Da. Este o părere generală. Ar trebui să spună ce au de spus atunci când au de spus, pentru că, până la urmă, cred că toți dintre dumneavoastră ar trebui să faceți asta, că nu aveți nimic de pierdut, pentru că, până la urmă, emisiunea o să termine. Important e să nu vă interiorizați, pentru că vă faceți rău singuri. Și ar trebui să toată lumea să-și pună părerea într-un mod decent, dar în același timp ar trebui ca toată lumea să accepte părerea celuilalt. Da. Vis-a-vis de Oana, este adevărat că site-ul nu a mers aproape deloc. Nu este vina lor, repet. Nu este vina lor, este cu dus și întors, Laura, chestia asta, pentru că toată lumea are informații, se discută pe grupurile lor, precum că Viorel ar fi știut dinainte chestia asta, de aici replica către Oana că poate eu am adus-o pe primul loc, răspunsul lui Viorel pentru doamna Mirela. Deci e posibil să fie strategii din afară, cu toate că vouă vă e greu să credeți, multă lume intră special pentru asta în casa aia, pentru bani. Iar Oana a avut susținători și a rămas în casă de câte ori a fost nominalizată, pentru că a fost apropiată de Alin, iar Alin a fost implicit apropiat de Raimond și Constantina, care aveau mulți susținători și care au votat-o pe Oana să rămână în casă atunci când a fost nominalizată să fie eliminată. De aceea a rămas Oana la fiecare nominalizare, iar într-un timp se apropiase de Cristina și a fost susținută și de Amazonii și Spartan să rămână în casă, pentru că mi s-a părut nouă că s-ar lega ceva frumos, până când Oana a dat kick și a început să-i zică lui Andrei că Cristina se îmbracă cu pantalon foarte scurt și că toate fetele atrag atenția. Cristina este o splendoare de fată,
și nouă, celor care o susținem, nu ni se pare nimic urât în comportamentul ei și în felul în care se îmbracă și o susținem așa cum e și ne place evoluția ei și să se iubească foarte mult în continuare. Iar dumneavoastră, doamna Daniela, să știți că poate dacă nu mi-ați plăcut puțin la început prin prisma faptului că nu mi-a plăcut Raimund și Constantina, mi-ați dovedit pe parcursul competiției că sunteți o doamnă de nota 10 și că sunteți subiectivă 80%, așa să zic. Obiectivă, mulțumesc, nu subiectivă. Da, mulțumesc. Încerc. Cu plăcere. Mulțumesc. Eu vă pup și vă las ca să mai discutați și cu alții. Da. Și să aveți grijă ce să poate. Să se voi să-i spuneți lui Andrei și lui Cristina că îi vin foarte mult. Da, o să le zicem. Noi încercăm să trimitem, să transmitem mesaje din partea tuturor. Mulțumim. Îmi pare rău că se interpretează. Ei toți. Se blochează. În mod normal, asta trebuie să fie jos. Vedeți? Sunt ei. Și sunteți dumneavoastră. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Alo, la Mireasă pentru fiul meu? Da, da. Da, spuneți. Păi ce să spun, că văd că e altcineva, vorbește altcineva. Nu, nu, doamnă. E Laura cu doamna Daniela. Da, probabil se face microfonie. Alo, bună ziua, doamna Daniela. Bună ziua. Doamna Daniela? Da. Da, spuneți. Lidia din Ploiești mă numesc. Bună ziua. Bună ziua, doamna Daniela, și bună ziua, Laura. Bună ziua. Doamna Daniela, vreau să vă spun că sunteți o doamnă, sunt o femeie frumoasă, o femeie educată cu 7 ani de acasă, atât dumneavoastră cât și Alin. Mulțumesc. Așa, aș vrea să vă spun ceva. Domnul care a vorbit mai înainte, de tot spune că nu este adevărat. Ați văzut, i-a spus Cosmin de la Constanța, asta n-am reținut de unde, că are o firmă de IT. Deci este clar, Viorel a venit cu strategia făcută. Da. Deci să ne fie clar, doamna Aurica, să nu mai se, să facă atâta râcă acolo, să-l facă pe Raimund să sară pe pereți. Să-i provoace la scandal. Nu mai băgați în seamă. Deci oana nu este o persoană care trebuie să fie pe primul loc. Vă spun sincer. Eu vă iubesc pe toți. Susțin mai mult Corina și Traian. Și pe Alin, doamne ferește, este un băiat educat, dar ați văzut Georgiana ce a spus aseară? Ieri, că nu-i plac băieții cu minți. Da, astea da. Sunt fetele din ziua de astăzi. Scuzați-vă, am și fată și băiat. Știu, i-am spus lui Alin. Așa, nu generalizăm, o aveți pe Laura lângă dumneavoastră, dar în general la fete nu le plac băieți cu minți, vă spun sincer. Da, da. Eu și am... Și să vă spun să întrebați pe Oana, că vreau să mai vedem și noi niște dansuri de alea la bară. Să-l ia pe Laur, pe Laurențiu de... Așa, să nu mai zic, să mă exprim cum trebuie, să-l ia de fete, să-l tragă către ea. Dansul care îl făcea cu Robert, dansul care l-a făcut cu Raimund, l-a încercat să-l sărute. Cu Laurențiu, vrem să vedem, să nu mai stea ca un băcușoi, că nu e ea. Deci nu e ea, să nu mai faci atâta teatru. Da, o să-i transmite. Să-i fie rușine, doamna Daniela, să-i spune din partea mea. Sunt Lidia din Ploiești, soțin Corina și Traian și vă iubesc pe toți. Oricum, sunt pornită și o să-i transmit, stați liniștită. Când o văd pe Oana și pe Viorel, credeți-mă, am avut o impresie bună despre doamna Aurica, dar este o fiteră. Și spuneți lui Ramon și lui Constantina să nu le mai dea satisfacție, să nu se mai certe. Eu ieri îmi venea să plâng. De ce să le facă lor pe plac? Da. Deci acești oameni nu merită să fie pe locul întâi. Deci domnul din Craiova, care a spus Cosmin, cum a spus că se numește, are firma de IT. Deci să nu le spună nouă că nu se poate vota fals. Ascultați-vă ce vă spun. Se votează cu prof, se votează în fel și chip, mai ales că are firma de IT și sunt pricepuți. Deci să-i spuneți lui Oana că atât vrea telespectatorii să vadă niște dansuri de alea la bară, știe acum ce le facă. Așa. Și lui Alin să fie tare, că chiar dacă aici nu va avea un cuplu și nu a găsit o fată, vă spun sincer, o să găsească. Va fi cu siguranță afară. Doamna Daniela, vă iubesc, vă pup. Transmiteți-l doamna Iuliana cu Traian și Corina să n-asculte mesaje răutățioase și să fie alături unul de celălalt. Vă iubesc pe toți. Mulțumim. Dar vă rog frumos, îi transmiteți lui Ana, că mă uit pe play. Vreau un dans pe la din buric. Da, da, da. Vă rog din suflet. Da, da, bine. Să nu este. Ea este un chip cioplit acum, să zici că este o mută. La revedere, vă pupă. La revedere, la revedere. Și noi vă pupăm. Eu încerc să zic la toată lumea. Ia. E de rău, nu mai citesc. Da, de ce? Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua, vă rog, vreau să intru și în direct, vă rog. Sunteți în direct, doamnă, vorbiți. Alo, Laura. Eu sunt. Te pup, Ștefania din Pitești, te salutăm. Bună. Să
sunt admina de pe grupul tău. Mulțumesc mult de tot. Ce să zic? Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine. Să fii puternică. Să nu intri în scandalul, te rog. Nu intra cu nimeni în conflicte. Rămâi așa cum ești, cu bugetul, ți s-a mai spus, nu-ți mai repet. Da. Ai admiratori afară, sunt vreo 3 la număr. Unul dintre ei vrea să intre pentru tine. Nu știu dacă se va mai putea intra. Ce să zic, mă simt foarte măgulită de toate aceste atenții. Ai foarte, foarte, foarte mulți susținători. Doamna Daniela, nu știu, numai cuvinte de laudă pentru dumneavoastră. Denisa vă salută. Mulțumesc. O salutăm și noi. Vă pupă și pe dumneavoastră și pe Alin și vă dorește tot binele din lume. Ce face Denisa? Denisa este bine, lucrează, este bine. Bine. Laura, da? Încă o dată te rog mult, mă bucur din suflet că am vorbit cu tine, nu intra în conflicte, încerc. Te rog să te retragi de la buget cu da, Oana. Da. E mai bine pentru tine, ai grijă să-ți alegi prietenii cu grijă, da. Că acolo, de acolo se vede cu totul altceva, da. Distrează-te. Încerc și asta. Îți mulțumesc mult de tot că mă susții și că ești alături de mine și te rog frumos să pup și să salut absolut toate persoanele din grup și dacă sunt persoane care mă jignesc, te rog să le răspunzi frumos și pertinent și la fel să transmiți tuturor. Noi nu jignim. Sunt sigură de asta. Nu jignesc. Mă bucur. Nu jignesc niciodată, n-am jignit, nu le răspundem cu aceeași monedă. Noi te vedem așa cum ești, nouă ne place așa cum ești, noi susținem omul care ești și nu ne interesează de ce spun alții, nu intrăm în conflicte, niciodată n-am intrat, de când te susținem n-am intrat și nu vom intra. Super, te rog să te distrezi, să profiți de fiecare moment pe care îl petreci în casă, e o experiență unică, vei avea foarte multe de învățat și nu știu, fii mai zâmbitoare, zâmbește mai mult. Încerc, ce să zic? Până mă acomodez, oricum eu știu că este o experiență unică în viață, nu o să mă mai întorc la aceste timpuri și eu vreau să învăț cât mai multe lucruri din această competiție, indiferent dacă voi avea cuplu sau nu. Probabil că nu voi avea cuplu, dar asta nu contează. Încerc să învăț cât mai multe lucruri din această competiție, repet. Așa să faci, țin legătura cu sora ta, eu cum super, faci tu la fel. Super, știu, o iubesc mult de tot, mulțumesc. Te pup și numai bine, ai grijă de tine, mă bucur din suflet că am vorbit și fii puternică, te vrem în finală. Asta nu se știe. Mulțumesc. Bine, mulțumim, mulțumesc. La revedere. Da? Oprește tot. Gata. Ia mâna de pe tastatură.